Ai tremurat un pic la început? Da, ai avut emoții. Am avut emoții, da. Dar oamenii din echipă ăștia greucenii, mai bătrâni? M-au încurajat. Niciodată n-a fost, băi copile, ce faci? Nu, m-au încurajat. Cel mai mult m-au încurajat. Erau și cei mai buni prieteni ai mei, Lazar și cu Mazil. De asta zic, mereu m-au încurajat și de acolo, meci de meci, am jucat titular și atunci în anul ăla am ieșit cel mai bun mijlocaș stânga din țară. Dar tu tot timpul ai fost un tip așa deschis? Adică în vestiar când te-ai dus erai cu glume, cu Caterică, da. Cu oamenii te-au adoptat imediat, exact, cum ar veni. Da. Pentru că contează foarte mult și treaba asta. Da, de exemplu, uite, am fost la Urziceni, eu cu glumițe de la Sportul, unde la Sportul nu există azisă, nu? Da. Ce ai acolo? Așa. În fiecare zi era o aventură, da, cu vestiar. Da. Când m-am dus la Urziceni. Tot așa pe Caterincă, pe astea? Tot pe Caterincă și m-am lovit ca de un zid, așa, știi, că m-am aruncat două, trei vorbe și... Nu râdea nimeni, a zis gluma asta. Stai că aici e seriozitate aici. Deci era o diferență imensă. Mar. Deci nu e legenda asta cu că la Sportul tot timpul a fost așa o boemie, La Sportul, da. Da. Dar când pleci, da, de, când la pleci Sportul, de la Sportul, în altă eu parte... Eu m-am dus la Urziceni, eu am zis, bă, ca la Sportul. Da. Caterincă, dă-i când ajungi acolo, dă-i ăla, pantaloni jos, degetul în ureche, păi pastă de dis pe clanță. Da, și acolo o să ia, ce faci, mă? Păi, stai așa că nu. Și tu adunasești deja ceva experiență. Aveam adică experiență. Mai era un copil, știi, care intra să facă glume. Bălan fusese înaintea mea cu 6 luni. Dar nu repede, băi, Bălan, ce ia zic, care-i treaba aici? Băi, stai, vezi că nu merge ca la noi. Păi, de ce, mă? Mine, aici e seriozitate, se uită... Era Petrescu, zic, băi, da. Știi pe Petrescu? Da, mă, știu pe Petrescu, dar zic, în vestiar mai faci și noi o da, glumiță, între noi, acolo. Nimic. Nimic. Păi, eu stăteam acolo la Urziceni, în câmpul ăla, când stăteam în cantonament. Eu am stat în cameră cu un masior. Nu puteai cu ăștia serioci? Da, păi nu puteam. Am luat un masior cu mine, vină mă cu asta, e cu mine în cameră. Râdeam cu masiorul ăla cu tare, făceam Caterincă, glumiții, plăcea lui ăla. Și băieții, seriozitate. Băieții da. Era pe seriozitate. Da, da, da. Mamă, m-am dus prima oară acolo, cel mai urât am urât la fotbal, sala de forță. Vai de mine. La Sportul aveați așa ceva? Mă aveam o sală micuță, da, dar aveam sală de forță. Tribuna aia da. Care urcai pe lângă copac, așa când urcai la masa presei. Și sub da, da. Erau vestiare și da. Lângă vestiare aveam dar n-ai sală trecut de forță. Pe acolo, sau nu eram obligat. Iubeai. Eram obligat să trec. Și luam apă și mă dădeam pe la sub braș și pe piept. Erai learcă după 4 minute. Da, mai ales la Petrescu trebuia cu jumătate de oră, 40 de minute înainte de fiecare antrenament. Era lege. Dă-i seama ce văzuse el pe la Chelsea, pe la astea, zis, să fii în sală, să faci trecing, să faci porță. Tu fierți pe astea. Eu, de mic, fiert. Eram nebunit, eu pentru asta m-am născut. Ai înțeles? Ce ai, bă, și cum? Și când m-am dus la Urziceni acolo, am stat în vestiar, stăteam în cameră. Erau camerele sus, vestiarele, stăteam în cameră, în pat. Ne chema la 10:30, trebuia să fim pe teren. Ce ai, mă, la 10:25 mă deam jos din pat. Puneai ghetuțele. Ghetele, coboram scările direct pe teren. O dată, de ori, de trei ori. La un moment dat vine Pojar, antrenor da. Secund. Bate la ușă. Băi, Varga, ce faci? Asta mă relaxez și eu stau așa în pat. Măi, băiat, vine până în sală. Mă duc în sală de forță, toți. Nu zic că erau toți. Bă, toți, 20 ceva de jucători. Fiecare pe aparatul toți, lui trăgea. Toți. Mamă, mi-a fost o rușine. Zic, Doamne, ferească Dumnezeu. Bă, dar ăștia sunt proști, zice Pojar. Ce proști sunt ăștia, nu? Da, tu ești maker. Ce proști sunt ăștia, ești proști, mă, dă-i, n-ai. Stai, mă, acolo. Mamă, o rușine pe mine. Și oamenii se trăgeau acolo tot. Dar tu de unde n-auzisei de asta? Auzisem, dar am zis că mă... E facultat, e opțional. Chiar da. Opțional era. Da, da, era tot opțional pentru toți 25. Exact. Cu Dan Petrescu se putea glumi? Nu prea. Nu mergea. Nu mergea. Adică poanta era poantă nu doar mergea. Între voi. Doar dacă câștigam campionat. Păi și l-ați câștigat. Atunci. Atunci a mers. Mergeau glumițele. Atât. În rest... Nu mergea. Nu. Da, dar asta a avut și rezultate, da, părerea. Dar cu cine a mers? Adică cu cine era mai pământean? Ando era? Ioan Andone? Da. Nea Andone era. Adică mai... Acum nu puteai să... Și Nea Gigi Mulcescu. Da? Avea vorbe la el, era cu glumițele. Nu era rău deloc? Dar nu i-a venit rău atunci când ați bătut cu... Când am dat eu gol. Da. 5-4. Vezi că toată lumea își aduce aminte de un singur Dinamo, ăla cu Foresta.
95. Atât ce aduce. Și 54 vostru... Am avut 3-0. Dar a avut 3-0, 3-1. 3-1, 3-2. 4-2, parcă nu. Da. 4-3, 3. 4-4, minutul 90. Și minutul 89 îl bagă pe Bălan. Da. Accidentat. Da. Începe mingea, dă mingea în dreapta, el mijlocaș dreapta, eu corect, mijlocaș stânga. Centrează Bălan și eu din voleu. Pac, 5-4. 5-4. Și o prelungește 5 minute și ei atacau Dinamo. Atacau puternic. Ca în filme. Exact. 5-4, dar atunci a fost o discuție. Înainte de meciul de la Dinamo, eu, antrenor Gigi Mulțescu. Da. Și nu i s-a făcut rău după meciul ăsta, așa, plecat cu salvarea? Direct la Floreasca. Direct la Floreasca. E de râs, dar nu e. Era presiune mare pe meci. De ce? Înainte de meci, în cantonament acolo, am intrat, cred că, cu vreo 2-3 zile în cantonament. Ca lume. Cantonament, adică nu... Mă durea puțin piciorul. Și... Și zic, doctor, bă, doctore, fă-mi ceva, că mă doare piciorul, mă doare piciorul, mă doare piciorul. Nea Gigi Mulțescu ce zice? Îi cheamă pe ăștia mai bătrâni, vreo 5-6 ani, și îi cheamă, bă, ședință. Doar cu ei? Da. Ia vedeți, mă, la copil, că bă, zice eu cred că... Eu cred că Varga-i blat. Că prea-l doare piciorul, da, brusc. Păi ăștia vin la mine, Lazar, cu la bă, uite ce-i ce... Nea Gigi, că ești... Vezi că te dai lovit, că ești blat cale. Mă... Îl chem pe doctor, băi, doctore, băi, vină încă aici, nebun la cap. Hai să mergem, să facem aia, să-i arătăm omului, că nu sunt problemă, da, ești nebun, nu... Se duce doctorul la... Băi, nene, uite cum stă treaba, uite, așa, 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 tot. Nu, bă, lăsați-mă, că eu știu. Am aflat, da. Și eu zic, bă, fii atent atunci, ca să nu fie discuție, îmi iau geanta, era vreo 9-10 seara, îmi iau geanta. Și a doua zi era meciul? Sau peste două zile? Sau... Sâmbătă era meciul și eu am plecat joi seara. Îmi iau geanta și plec acasă. Sau a doua zi meciul? Cred că ca să zi... nu mai existe probleme. Băi, nu că vreau să ferească Dumnezeu să se zică că eu am făcut eu ceva, că nu, că mă dau... Mi-am luat geanta. Și ai plecat? Am plecat din cantonament. Mă duc acasă, bat hop, la ușă, mama, pani... Păi, bă, ce s-a întâmplat? Ce... Le-am povestit cu tare, nu pot să cred. Cum? Păi, uite așa. După o oră mă sună și man. Unde ești? Băi, ce faci? Unde ești? Acasă. Păi, ce s-a întâmplat? Păi uite, i-am zis ce s-a întâmplat. Bine, mă, du-te înapoi acolo. Du-te înapoi acolo și cu asta, așa trebuie să, că am zis eu să te duci, te duci. Ți-ai luat geanta, nu mă duc nicăieri. M-am luat cu cima la telefon, nu mă duc nicăieri. Păi eu mi-am dat viața pentru echipa asta. Meci de meci, am jucat și așa, și așa, și așa. Și să vină să-mi spună că eu sunt blat. De ce? Doar că am jucat la Dinamo acum 14 ani, când eram tânăr fecior. Fecior. Bine, mă, dorme acasă, a doua zi te duci. Și ziua meciului am. La prânz mă duc înapoi. Și atunci a fost, cred că atunci a fost singura dată, dacă mi-aduc bine aminte, când a zis și man, bă, cu orice risc, cu orice risc, orice s-a întâmplat, bă, bagă-l pe Varga să joace. Adică singura dată când s-a băgat peste, da, antrenor și... Și a zis, bă, te rog eu frumos, bagă-l pe Varga să joace. Bagă-l pe Varga să joace cu orice risc. Eu jucasem toate meciurile până atunci. 20 de meciuri, brusc, titular. Brusc dispărei. Da. Și a zis, băi, bagă-l să joace. Vreau să... Acum, nu știu, fi vrut el să vadă, băi, chiar e blat, să se intereseze, da, așa. Îți dai seama presiune pe mine? Ah, ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult!